Au trecut mai bine de 6 ani de când călătorim prin Transilvania pentru a redescoperi farmecul vieții la țară. L-am găsit pe ulițele bătrânelor așezări transilvanene și în gospodăriile care țin viața de zi cu zi a țăranului român. Am descoperit, spuneam, frumosul în casele în care am intrat, în oamenii locului, care se încăpățânează să nu lase meșteșuguri sau tradiții să moară. Oameni cu mâini și suflet de aur au realizat că secretul nu stă în a copia obiceiurile altora, ci de a păstra și a reînvia specificul românesc. Fie că este vorba de o ie, de o sculptură în lemn, de o cergă sau de un clop de paie, toate acestea și multe altele fac parte din cultura noastră, cu care merită să ne mândrim oriunde în lume. Am venit la unul dintre cei mai pricepuți și vestiți meșteri în lemn din Maramureș. Am auzit de mult de el, dar acum o să-l cunosc și eu, dar și dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, meștere? Oh, la lucru! Acum muncesc, da, că... Iarăși! Nu, ce să fac, numai atât am învățat cum e vorba ce ai... Eu mă bucur că vă găsesc aici, pentru că de asta am și venit în zonă. Ne-am întâlnit cu mulți meșteri populari, dar asta este ceva tradițional pentru Maramureș. Normal, porțile, da. Maramureșene, păi, și... Porțile maramureșene, deci astea reprezintă Maramureșul istoric, exact. Special, da. Porțile maramureșene, fusul cu țurgălău, lanțurile de lemn, nu. Sunt bogate și arterii mai multe, da. No. De când v-ați apucat de lucrat în lemn? Păi prima dată m-am apucat în clasa 6-a. Oho, din copilărie? În clasa 6-a, da. Și când vine tata de la lucru odată și mă vede pansat aici la un jardin. M-am tăiat. Ce-a făcut, zice copilul ăsta, câtă mama? Păi ce s-o tăie? Eu nu știu ce, tătă sclupchează, mă, ce acolo, ce și-a scuțit un cui și de... Este și tăi sclupchează. Nu. Văzut tata că tăt acolo un demn, eu tăi la sculptură. Și atunci am eu cumpărat masa asta de lucru. Mihai, zicem noi, în termenii ăștia. Nu știu câtă o dată atunci, că vă 2500, nu știu cum vă bani atunci. Și apoi, eu cumpărat dâlți, prima dată nu mi-o cumpăr numai 10, că văzut că este numai, și nu știu cheltuia banii de așa, știi? Și apoi... Deci n-ați învățat de la tatăl dumneavoastră? Nu, că mama a fost agricultoare, tata a fost sondor. Da, da, da. Și nu, bunicii mie nu a fost nimeni din neamul nostru de astea. Asta a venit dinăuntru dumneavoastră, ați simțit că asta vă place, asta păi, trebuie să faceți. Așa, dar și acolo ne-am stat în Josani, a fost o parte cu 3 sculptate și... Nu, bă, te-am văzut-o și am zis, bă, hai, tati, să-i stăpân și eu să fac una de asta și... Am încercat, putrea ceva, rătuitați, aici ne-am făcut când a fost mic, să văd dacă îi putea face, zic, bă, când nu-i mare. Puuu... Nu. Mai eu le las pe aici de paragine cu 3, dar totuși ar trebui să le renovez în timp și le pun. Da, asta e muncă, muncă migăloasă. Le-am făcut, da, atunci, nu, vedeți, uite, nici de mine. Că tata-i prav, că le-am arățat. Da, spuneți-mi că vreau să vă întreb ceva. Motivele astea au semnificații fiecare în parte? Da, deci ăsta-i colacul, știi, deci e soarele, nu, e funia, toate lucrurile astea. Acum, le mai modernizează și de-astea, expresurile de-astea, dar străbunicii noștri când le-au făcut, nu cred eu că tata au zis că ce e sau ce e. Da, da, da. De-astea. Și... Lanțul, de exemplu, eu n-am văzut pe nimeni făcând lanțul de lemn, cum să face? Ai o tehnică aparte și vă spun sincer că am pățit-o odată, tot la un meșter ca și dumneavoastră, care eu am zis că îi lipit, îți lipite zalele și aveți unul oare gata făcut, un lanț? Am acolo gata făcut că trebuie să fac și la troița asta unul acolo. Da, uite, da, da, da.
Acolică, am și acolo nică făcute, trebuie să fac. Eu n-am crezut prima oară că acestea nu sunt îmbinate. Și mi-a zis meșterul, zice, caută îmbinarea și păi ți-o dau ție deci lanțul, era mai mare. Exact. Am căutat, vă spun, vreun sfert de oră să mă uit, nu mi-a venit să cred. Și zic, totuși dintr-o bucată, zice, da, dintr-o bucată. Dintr-o bucată, normal, că ai crepa lemnul pătrat și aia se vin așa nefăcute, vedeți? Așa e. Și apoi între ele cu o daltă, da, așa e, mi-a pus acolo bine, nu tare lăsat că o la îndămână, că mă dea nu-mi rompă coptii. E mai specială? Ei, nu e mai specială, tăi că vă arăt, amu. De-asta, ia acolo mi-a pus. E mai mică și tare jipta aia ce e, știi? Și apoi aici e ideea. Aha. Adică, deci trebuie să margă toate din mână acolo. Uite, nu, cu dalta asta. Hai, ce micuță e. Păi, dar e micuță că, mă, dacă îmi dai voie, îmi tic. Sigur. Vedeți, și când îl ții, aia ăsta, aici așa, aia ține de el numai așa. Tu trebuie să iei așa, tot iei așa, iei așa, și cât-o-mi tic, până ajungi dincolo, și îl întorci iar aici tot așa, și pe cei parte tot așa, și până ajungi, că asta ne trebuie să aibă acces acolo între ele, știi? Așa să poți lua. Și cu dalta, asta ne dă că vă arătăm. Cu asta, știi, ții belciugul în mână așa și uite așa ne. L-ai rotunjit una, două, ia. Da. Teoretic una, două și. Tot ai luat așa, cât-o-mi tic, până aia să ne. Ce interesant. Da, ia seama, n-am făcut eu numai unul și. Cam în cât timp, vă întreb și asta, cam în cât timp faceți, uite, ăsta are un metru, metru și ceva? 125 are, sta în 3 zile. În 3 zile? 3 zile, da. 125 are. Extra, între nu, dar îți dai dumneavoastră seama ce distractiv ar fi să încep de acolo și pe când ar fi aici, Doamne, fie să-ți crepe un belșug. Să se crape, da. Trebuie să pui nervii la încercare un pic. Lemnul de stăjar? De rătită. De rătită asta. De rătită, da. De rătită că e scămos. Știi, lemnul e scămos și de rătită trebuie, că numai de rătită merg. Am mai zis câte unul, că de stăjar. De stăjarul, iute, nu e foarte bun de lucrat. Deci eu cu câte esențe de lemn am lucrat, numai cu stejarul am mișit cel mai... Și spuneți-mă, să cer porțile maramureșene, mai cer porțile maramureșene? Păi să cer, da, să cer din ce în ce mai mare. Uite, de exemplu, eu am făcut și în satul mare, în zona aceea, la Oșani. La Oșani, da. Da. Am făcut, de exemplu, multe în zona Lăpușului, în Coaș. Am făcut poartă mare la intrare peste drum. Am făcut 6 porți, am făcut acolo și 4 troiți, am făcut primarul acolo în comună. Da, și acum face un cămin cultural nou, că așa, păi, o sunat, am vorbit cu el mai de vreo 2 săptămâni, că trebuie să-i fac lanțurile la poartă, că i-a fost promis. Vă ajut? Nu, că mă descurc eu singur. Mai grijă aici, să strâng lemnul, să nu zoaie. Și dacă tot să cer și faceți din astea, aveți un ucenic pe care căruia să îi lăsați meșteșugul ăsta? Da, mă lăs zăstra Dumnezeu cu 2 feciori. Să vă trăiască. Nu. Da. Adică 2 feciori. Unul e mai fecior și unul e prunc. Tot mă treabă lumea că ai familia. Mă zic, am un fecior și un prunc. Păi cum? Păi zic, unul de 17 ani și unul de 6. Nu. Și cum îi? Le place? Ceea ce faceți dumneavoastră? Nu, ăsta am nici mai dat și el cu ciocanul și de astea, dar pe greu să spui de pamu că ce a face. Acela mare face, sigur că da. El face fusele cu țurgaleu, el a făcut lanțul. Eu nu mai am arătat un lanț ăsta cum să face și l-a făcut el. Le-a spus, nu, eu de-am înainte le faci tu, că nu am timp așa de cu... Deci înseamnă că v-a moștenit pasiunea. Dar da, am un ușiu dacă... Nu, știu eu. Dacă a stat să lucre o ceafa... E problema asta cu plecatul pe dincolo. A, da, știu, aici în zonă mulți au plecat sau urmează să plece. Nu, știți cum e, nu e atâta stres, aici e mult stres și multă răbdare trebuie să ai și... Nu, dar e că nu e tocmai așa ușor, știi cum e cu... De-aia zic că lemnul nu aveți metan, nu-l poți suda. Așa e. Dacă le tăiai din tel pe scurt, salut, nu, nu mai ai ce face. E lemn de foc. Păi lemn de foc, dar e cam distractiv, apoi să fie lemn de foc, că după ce lucri o lună de zile și ai stricat orice... Exact. Nu.
Am adus perechea lemnului care e pe masă, am adus-o de ce? Să se vadă, aici este desenul făcut pentru, da, pentru modelul acesta. Da, da, acolo desenul și multă lume mă întreabă, zice, bă, da, ai desene. Păi zic, am, da, de care? Păi e meterul, e vincul și creonul, nu? Deci, asta e șablonul. Păi da, asta doar că nimic nu se face toate în serie, ți se face fiecare cu. Ce lucrați dumneavoastră acum este aici, funia. Exact, așa e, da. Da, așa arăta pe când trebuie să se gata fațada și aici ne va veni îmbinarea la celelalte, cum e troița aceea da, din da, centru, da, din Josani. Așa, așa trebuie să se iasă șansă. Nu, da, asta e un pic mai sofisticate. Vine pe toate patru părțile sculptate. Stai, fusul cu țurcaleu. V-am povestit dumneavoastră, Sergie, da. Când am fost în clasa 8-a, eu am făcut fusul cu țurcaleu. Și n-am știut cum să le aduncă, n-am văzut-o pe nimeni, dacă n-ai, nu faci școală, nu? Sigur. Cine te, bă, uite-te, așa trebuie făcut. E greu să te apuci tu să-l faci. Apoi când au fost depus ultimele piese, acolo eram concentrat, zine mama și mămână să dau de mâncare la mine, hei, mă, dă-mi pace, dă cu miei, dumneavoastră, și cu aia, că... No, până am reușit să le îmbin toate piesele astea la o altă cântă. Astea sunt 22 de piese. Ah. 22 de piese, 4 vin la o dimensiune și 18 mai mici. Sună, sună, cred că, nu? Sună dar că sunt pietri mai mici. Asta cred că l-a făcut, nu, că nu mai știu care, nu știu, ori eu băiatul l-a făcut asta. Am un băiat de 17 ani și l-a făcut el și el face de astea. Eu vă doresc să rămâneți toată familia acasă, în sensul să nu plece niciunul, nici cel mai mic. Nici... Deci eu îmi doresc. Și no, să da, se ocupe în continuare ca și dumneavoastră, că de-i, cred că e și frumos, dacă ai pasiune, dar și rentabil. Da, deci asta știți cum e, dacă Dumnezeu nu te-a înzăstrat cu harul ăsta, apoi școala nu te face nici, nu te face ucenicia, nici deloc, nimic. Eu am plecat, după ce am venit în armată, am vrut să merg în poliție. Atât tu de mă, că tu nu ești bun de polițaj și fac tu de polițaj. Ai, te culutri să ai alte har, nu de asta. Așa e, tot aici am rămas în sculptură. Am vrut să mă, m-a vrut trimite tata la liceu de mecanic. Nu trebuie mie toată viața, tot smolă să știu și de asta. Du-te, dă-mi pace, zic, mă nadu mie ta unde nu. Tot cu lemnul ăsta, tot așa am pornit și tot acolo am rămas. Să rămâneți în continuare sănătos și voinic așa cum. Și vă ajut, mulțumim că ne-ați primit. Cu mare drag, oricând. Am coborât de la munte și nu puteam să nu ne oprim aici în Runcul Salvei la ultima, dar chiar ultima opincăreasă din această zonă. Uite ce bine arată. Se vede că am ajuns la un artist popular. Să curesc o perea de obții, să o fac. Vedeți cum fac. Dar le faceți după măsura omului? Da, după sau? Măsură, da. După măsură. Păi am forme aici, nita. După măsură, sigur. Asta ce piele e de vițel? De vițel, nu știu de șei. Tanti Floare, tot la muncă te găsesc. Tot la muncă, tot la muncă, tot la muncă. Și tot cu opincile? Tot cu opincile. Ce să fac? 3, 4, 5, 6. Aha, acum trebuie să numărați. Da, număr. Dacă nu număr, nu iasă bine. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Dar care e secretul la numărătoarea asta pe care ați făcut-o foarte atentă? Nu, numeri nu iasă bine. Păi e lucru la astea. Dar văd că nu e ceva simplu. E. Dar acum trebuie să vă întreb neapărat, de unde ați deprins obiceiul ăsta de a face, meșteșugul ăsta de a face? De la omul meu. Da? M-am măritat după el când am fost de 19 ani. Să tai, să pui în vârf. Când am fost de 19 ani, m-am măritat după el. Și-am învățat meseria. Și-am lucrat împreună cu el 51 de ani. Am lucrat împreună. O viață de om. O viață de om. Și-a peste că... Am avut și gospodărie, meream la deal și numai când ploua lucram la 8-5, am avut gospodărie la deal, am avut două vaji, țăi, am avut scroate cu purșiei, până ne-am făcut casuța, că trebuie să ne facem și ne treabă. Ne-am făcut casă, ne-am făcut graj, ne-am făcut tătișelea, meream la deal, am avut pusă, puneam grâu, puneam malai, tătișelea puneam la deal. Și ne-am învățat a face, m-am învățat a face 8-5. Apa el lucra la 8-5, alea groasă mai e mult. Aia este ușor de făcut. Și aia este greu. Nu mi se pare chiar simplu să le faci după cum vă urmăresc. Mamă, eu știu meseria. Aha, e clar. Meseria e plug de aur. Dar eu nu grăiesc cu nimeni ziua. Mă uit așa între pe geam, dacă închid poarta și nu mă uit la nimeni, că trebuie să lucru. Că-mi place meseria, cu ce să mă duc în târg joia și mă duc, am chemare, în toate părțile mă duc. Zmeașter popular, pe tălucul ne mă duc. Să știți că prima oară când am auzit de Runcul Salvei, primul lucru știam de dumneavoastră. Da. Singura opincăreasă... Din Runcul Salvei. Și din Runcul Salvei, dar să știți că eu cred că și din Transilvania, care da, mai faceți opinci. Numai eu fac. Trebuie făcută bine, să-i placă la client. Dacă îmi place mie marfa cu miesă, îi place și la om. Am omul meu, v-am spus, că făcea de roate de alea mari, așa, aduceam din Dan Obian, aduceam marfă. Uite, am făcut-o la Gurgâi, unde mi-a păcurau, am. Tai curaua. Aici nu mă bag, că nu mă pricep absolut deloc. Tai curaua, să o fac roată. Deci nu trebuie să grăiești cu nimeni marfa, trebuie lucrat, că dacă stai în povesti, nu gazi marfa. Aia e clar, așa cum s-a făcea din 8-5 de roate de ale de trăcturi, le trăgea pe capră. S-a lucrat pe cooperativă, s-a lucrat pe Leordin, a lucrat în Imnij, a lucrat în Zagra, în secție. Că după el am un pic de pensie. Că dacă nu ești angajat, n-ai pensie nicăieri. Și apoi el îi mor, săracul de zași ai. Dumnezeu să-l ierte. Ce să faci? Pe meseria. Dar acum cine vă mai cumpără opincile? Mai cumpără românii opinci? Doamne, Maica Sfântă, am tot dat lumea iară pe 8-5 și pe haine populare, toată lumea 8-5 și 8-5, numai eu fac. Nu, cine vrea să-mi vrea să învață, îi cumpără. Eu ori ne mă duc încălțată cu opinci. Am văzut și v-am întâlnit, de-aia am și venit încoace. M-am dus în data de 5 februarie la Ierusalim încălțată cu opinci. Și îmbrăcat în costum popular. Nu mă țăpa nimeni. De unde o lua părintele, popa din București, de unde o lua telciorul, eu l-am pus. Dar o fac greu. O fac greu, că eu sunt bătrână. Cam 81 de ani, mâinea la altă. Mulți înainte. Eu sunt bătrână. Dar nu m-a lăsat. Și toată lumea, când m-a văzut îmbrăcată, numai eu am fost cu costum popular. România. Mai și rămâneam, că mă lua și în fotografie mă lua. Clar. Mă rămâneam de echipă. Dar pe aia ajungeam, că era unul înalt și rădica o șapcă să-mi vadă că unde-s dusă. Nu m-a lăsat de fel. M-am sus și pe magar, călare. Am fost pusă pe izbucul și el am fost pusă, Doamne ferește, pe toată lumea. 65 de poze am avut făcute. Nu m-am augat la Gurgâia, mă. Dar dumneavoastră chiar vă place să faceți opinci? Pe cum să nu-mi placă să fac opinci? Pe asta am e meseria. Pe nu fac într-una opinci.
Dar bine, alții se ocupă și zic că nu mai merge și că nu mai e de actualitate să faci șopinci. Că le-a trecut vremea. Le-a trecut vremea. Nu trece vremea la nimic dacă vrei să o faci. Nimic nu trece vremea. Știu că ați avut o copilărie grea. Am avut. Am rămas de tata, de 4 ani, o soră de 6, am de 83 de aia trăie. Eu de 4 ani am rămas, una de la Arad de 2. Și mama ne-a crescut cum a putut de tată n-a știut. În 44, tata a murit la Cotul Domnului. Și a venit la mama o scrisoare că e mort tata. Și ea săraca nu s-a mai maritat. Ne-a crescut. A rămas singură. A rămas singură. Am avut o casă veche din bătrâni. Și am avut tâna, mama lui mama. Și moșu. Și eu acolo la ea pe cuptior am crescut. Cuptioarele la sobă, cum eram mai de mult, căsle din bătrâni. Acolo am crescut eu. Și mama săraca se ducea la sășerat și la căpăliș ne aducea nouă mâncare să avem pe șeză. Coleașă ne aducea mămăligă. Brânză, slănină, să avem pe șeză. Dar ducem găteaj în spate. Din mătate pădurile ducem găteaj în spate. Să avem adus acasă. Sigur să fie. Pe când venea bziata mama. Și după ce ne-am deșteptat, ne-o luat cu ea la sășerat și la căpălimă de mult. Puneau amii holde, puneam alaia, mă, nu păi pune nimeni, nimic am. Nu mai lucră nimeni, nimic nu mai lucram. Cred că la dumneavoastră vin foarte mulți cântăreți de muzică populară. Vin. Care vor să aibă un costum adecvat scenei. Nu, vedeți? E gata. Mai fac una, soța. Perechea, neapărat. Că până atunci mai povestim un pic. Asta e imciorul stâng. Am să fac imciorul drept. No, bun, dacă ați terminat de numărat, vreau să-mi spuneți cum a fost, pentru că știu lucrul ăsta, că ați fost la Bruxelles. Foarte frumos a fost. No. Dar ce ați făcut la Bruxelles? Cum a fost la târgul ăla la care ați fost? La târg? Da, la târg. La târg, aici ne-am fost. Aici am făcut-o prin și direct. A fost o șezătoare de români. Și a fost unul din Vișoara cu linguri, a făcut linguri direct acolo și am făcut-o prin și direct. Și acolo, Nita, m-a dus tot îmbrăcat în costum popular, m-am dus. Da, da. 4 zile am stat acolo. Și a fost 100 de români invitați. Și am făcut un colac fain, am făcut și am făcut plășintă cu brânză, deci știam că vine și aici făceam și vă așteptam azi cu plășintă cu brânză și cu colac. Și am ieșit cu colacul și l-am descântat îmbrăcată. Când am ieșit cu colacul dintr-o cameră, că acum ai venit de afară să intri la mine în tindă. Da. Am ieșit. Am zis, bună ziua, drag români! Eu de la Runcu Salvi am venit cu un colac mândru pregătit, cu ăla mândru și frumos ca și fața lui Hristos, cu ăla mândru și gătat ca și fața cui l-o dat de mânuța mea lucrat, că e din spic mândru curat. Și pe acolo ce-am luat-o pe doamna Mihailă. Mihailă, doamna mare, fă vine-te scoală mcioare să vedem cât ești de mare. Că și eu mă sui pe vatră să vezi cât de gătată, să trăiască România iar, am zis. Toată lumea bătută, toată lumea m-a luat pe Facebook-ul ăsta, m-a luat cum să iau amu. Și după ce am intrat iar în cameră și după ce am ieșit și am cântat și am strigat, toată lumea pe mine. Dar numai români au fost, numai români. Nu, uite-le, vezi că-s gata. S-a aproape gata. S-a văzut. Și pe le leg eu la altă. Acum trebuie să vă mai întreb ceva. Din lucrul dumneavoastră, vă puteți întreține să trăiți din opinci? Că asta faceți dumneavoastră. Mă ajută că-s bătrână, mă. Am 80 de ani, 81 de ani, 7 mai. Am. Și înțeleg ziua și am mi-am ținut-o. Ce să fac? Asta da, e. Vreo tânără sau un tânăr din sat n-ar fi vrut să fie ucenic cu dumneavoastră? Nu ca vine să nimeni. O adus de la școală, director, au niște copii de la școală și au zis că e grea meseria. Asta? Asta pe grea? Nu. Vezi că a venit. Le leg eu la altă, mă. Amul le leg eu la altă și merg cu el la piață. Cât costă o pereche de opinci? Da, pe nu scumpe. 50 de lei, 60, 700, 70 de lei. 70, da.
No, o vezi? Asta e perechea de opinci pe care ați făcut-o împreună cu noi și vă mulțumim. Dar vă trebuie 97 de găuri la o pincă. 100 și ceva cu aici intră pe vârf. 100 și pe 12 găuri, 13 trebuie. No, e o pinca gata. No. La aia mea am făcut o pinca faină, nu-i faină? Foarte faină. Să nu trecem pe la un meșter clopar. De ce? Pentru că este elementul definitoriu al maramureșenilor. Atunci când ajung undeva în țară, îi recunoști după clop și, bineînțeles, și după hainele pe care le poartă. Bună ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Bucuroși, bine ați venit! Mă bucur să vă cunosc! Îmi pare bine! Cum stăm cu clopurile? Se mai poartă? Nu se mai poartă? Se mai poartă, din păcate nu chiar așa de mult cum se purta înainte, dar totuși se mai poartă. Știu că vă ocupați de acest meșteșug de mult timp. De 10 ani, după moartea tatălui meu. Tatăl meu a făcut meseria asta timp de 42 de ani. Mergem înăuntru? Te da, cum atelierul? Să nu, haideți, vă haideți. Rog. Haideți să vă arăt atelierul aici. Oh, dar ce mașinărie! Lucrez. Special, dar asta e și veche din câte da, văd eu. Este mașina pe care am moștenit-o de la tatăl meu. Are peste 100 de ani vechime. Mașina, în afară de motoraș. Da, da. Motorașul a fost adaptat în urmă cu 50 de ani tot de tatăl meu. Pentru a-i face munca mai ușoară, mai a-i fi mai ușor și să facă cât mai multe clopuri. Pentru că pe vremea lui Ceaușescu, din meseria asta de clopar, se putea trăi foarte bine. Eu duc meseria la a treia generație. A făcut bunicul meu, a cusut clopuri manual. Atunci, pe vremea bunicului, fiecare om aproape își cosea clopul. Vai, dar ce frumoase sunt. Astea sunt altfel decât le știu eu clopurile din târgurile în care mai ajung și normal, eu. Normal, sunt clopurile originale, autentice, care ne reprezintă pe noi țăranii. Dar ce lucrătură! Nu sunt chiciuri. Asta e mai greu decât ceea ce am mai luat eu o mână. Păi, îi mai greu pentru că e și cusut altfel, e cusătura triplă, are altă ținută. Cum v-am spus, sunt clopuri autentice. Nu sunt clopuri made in China. A, să înțeleg că și chinezii fac clopuri maramureșene? Da, din păcate. Nu pot să cred. Și trăistuțe, am înțeles că se fac și trăistuțe. Cum Dumnezeu să facă chinezii clopuri maramureșene? Așa, foarte bine. Îmbrăcate cu tricolorul și, din păcate, spromovate peste tot. Calea ne reprezintă ceea ce nu e adevărat. Astea ne reprezintă. Un țăran nu și-ar lua un clop din ăla în cap. Asta nu știam. Deci asta mi chiar s-a cerut să fac clopuri cantitate multă, fără calitate, la preț derizoriu, dar nu. Nu o să fac așa ceva, pentru că nu mă reprezintă. Și nu o să, nu știu, întind memoria tatălui meu, care a fost cel mai renumit meșter clopar de Maramureșul istoric. A fost cel mai vestit. De pe toate satele veneau la dânsul și își cosau clopuri. Puteți să-mi explicați cam care-i procedura, cam care-i mersul lucrurilor? Pentru că văd aici mașinările astea la o care lucrați. Și după aceea să vă explic de fiecare clop în parte. Fiecare chiar clop are istoria lui, povestea lui. Exact. Astea sunt clopurile care s-au purtat, acum nu chiar exact, prin 1870, dar s-au purtat cu pana și mai dreaptă, mult mai mare. Mult mai mare și nu era o matriță, doar ce erau cusute așa din mână, le dădea forma așa din mână. După aia s-au mai lăsat pana un pic mai jos și astea sclop cu pană dreaptă. Și așa. Materialul ăsta? Materialul ăsta e din lemn de plop, împletitură din lemn de plop. Deci lemn, nu paie. Și paie, și paie. Prima dată s-a făcut din paie. Da. Dar nemai fiind grâu de primăvară, grâu ăla care creștea spicele lungi și firul foarte subțire ca să iasă o împletitură foarte, foarte fină, împletită în șapte, s-a modificat și grâul genetic, din păcate, și-au dispărut. Mai sunt paie, dar puține, puține, nu mai cum erau. Deci din lemn. Din lemn, uite, să vă arăt. De aia este aici. Așa de greuț. Dați lemn de plop. Oare cine îl face? Cine face împletitura asta? Împletitura mi-o fac niște oameni din țară, din zona Târgu Mureș.
Vede ce fine. Care se ocupă cu, cu asta. E o mașină specială unde debitează lemnul la 70 de centimetri. Se obține sorceaua asta și după aia am pletit manual. După ce e împletit, îi albit. Procedeul de albire durează cam timp de o săptămână. Deci a face un clop nu e foarte simplu. Puțin timp. Pot să spun că o lună de zile, de când se taie plopul, până se debitează, până se împletește. După aia albitul, cum v-am spus, durează timp de o săptămână procedeul ăsta de albire, pentru că țăranii își doresc clopurile cât mai albe să fie și rândurile cât mai mărunte. Ăsta e clop de pe Valea Cosăului? Nu, ăsta e clop de pe Valea Izei. Izei. De la Vad, la Bârsana, acolo se și poartă. Și ce, ce stă? Și le mai spune și clopuri tip Apșa, că modelul i-a dus de la ucraineni, din Apșa. Chiar vă rog să vedeți diferența. Da, da. Și puneți, da, da, se simte aici. Da, da, păi... da. Și când a ajuns să devină o pasiune și pentru dumneavoastră acest meșteșug? Cel mai mult după moartea tatălui meu. Pentru că în copilărie îmi dădea prea multe de făcut. Aveam și de albit împletitura și animale și de cusut cipce la clopuri, de presat clopuri. Toate astea erau pentru mine. Era erau munca muncile mea. De dinainte de cusut. Exact, exact. Veneau oameni din Glod care stăteau, efectiv stăteau la rând și dormeau la noi și făceau taică mea. Da, foarte, foarte mult. Ca la moare, vorba aia. Exact, exact. Ei, noi nu aveam sâmbătă de Paști, o sâmbătă liniștită, pentru că el în sâmbăta de Paști cosa la toți brebenii clopuri. Pentru mine a fost ușor să duc meseria mai departe, pentru că le-am luat toate de-a gata. Mașină de cusut, mașină de călcat, toate relațiile lui care le-a avut cu oamenii care i-au furnizat împletitură, ață. Ăsta mi se pare iarăși artă, artă. Ăsta e un clop din lemn de plop, din împletitura asta de lemn de plop. Da, modelele astea, atâta de frumoase și de migăloase. Da, mărgelele sunt lucrate manual, cipca iarăși e brodată la mașină. Sunt femei aici în sat care se ocupă cu brodatul cipcelor. Asta fac eu și fac și din mărgele, știu să fac. Asta se face cu acul, colțul ăsta. Deci tot manual. Nu sunt mărgelele alea care iarăși nu ne reprezintă. Și clopul este îmbrăcat în funcție de sat. Aici. Și, da, și de zonă și de sat. Și de, da. Acum clopul e gata, urmează să-i pun dublura, se ridică împletitura deasupra și se mai face un rând, dar care nu se vede. Este să fie marginea la clop cât mai rezistentă. Mai rezistentă, da. Gata. Acum urmează să fie presat. Matrița asta trebuie să fie caldă până la o anumită temperatură. Cercul ăsta îmi indică dacă pot să presez clopul, pentru că dacă matrița e prea fierbinte, atunci cercul nu intră. Nu intră. Și bineînțeles și la mâna mea. E cum apun clopul aici. Asta intră balonul de cauciuc în clop și se pompează apă de acolo în balonul de cauciuc și atunci se face o presiune calcă clopul. Balonul de cauciuc când intră în clop, eu trebuie să fiu foarte atent aici, să-mi intre drept, să nu intre strâmb în... Să deformeze clopul. Berez un pic din apă și acum
se pompează apa. Printr-un furtun intră apa. Ce până aproape interesant. De 10 atmosfere. Și gata, și e presat. Locui... Și gata. Gata. Și acum practic mai urmează să puneți cipca de jur împrejur. Se spune îmbrăcămintea clopului. Da, da. Acum o să-i pun cipca de mărgele. Așa se numește, care iarăși e lucrată manual, țesută. Da, din asta s-a putut trăi foarte bine. Fantastic. Pentru că un clop, pe vremea lui Ceaușescu, din ăla din plătitură de paie, era 400 de lei. Și se vindeau pentru că el nu reușea să coasă cât clienți avea. E gata clopul nostru. Clopul e gata. La noi este vorba în Maramureș. Adă-mi clopul să mă îmbrac. Să mă îmbrac. Am auzit vorba asta și foarte bună. Nu, îmbrăcămintea unui bărbat nu iese întreagă fără clop. Deja ai cămeșul pe tine gati dacă nu ai clop în cap, că nu-i... Așa, și la cât este de frumos și acesta și celelalte pe care ni le-ați arătat, eu vă spun doar atât. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să duceți mai departe meșteșugul ăsta. Mulțumesc! Nouă zi, bună dimineața! Bună dimineața! Am urcat un pic. Vremea este cam la fel ca și ieri, ninge liniștit, așa ca într-o zi de iarnă, deși este sfârșit de noiembrie. Am urcat, spuneam, la Ghețari. Aici, în vecinătatea Ghețarului, stai mă, Ghețarului de la Scărișoara. Da, o zonă turistică, chiar foarte turistică, la fel ca și satul Casa de Piatră, unde am fost ieri. Și aici vom merge să... Vă arăt unul dintre puținii meșteri care știu să lucreze cu lemnul, să mai facă ciubere. Meseria moților din totdeauna. Exact. E în vârstă? Este un nene care are în jur de 80 de ani. Oho. Înseamnă că știe multe și despre cum a evoluat zona aceasta. Da, născut aici și care a trăit toată viața lui aici, pe aceste meleaguri. Se mai ocupă în continuare de... Da, încă mai face câte puțin, dar mai mult doar pentru a arăta turiștilor și cei care vin în zonă meseria moților. Aici m-am pus lângă dumneavoastră. Bine ați făcut, domnul. Da, eu nu mă o să stau și o să mă uit, că nu mă pricep. Nu, vă învăț eu. Așa e cel mai bine. Am mai văzut în Avram Iancu cum să fac cu mezdreala, bine zic. Da. Dar la scaunul ăsta am uitat cum îi zice. Scap de văsărit. Așa de văsărit, exact. Și acolo mai făceau butoaie. Dar asta e de mult, de vreo 10 ani. Acum mai merg, mai faceți butoaie? Cele mai mari meșteri de butoaie au fost Avram Iancu și Vidra. Și Vidra, da. Acolo au fost cele mai mari meșteri de butoaie. Acum nu mai fac, pentru că nu se mai vin de butoaie, da. Ori vino și țui, ca nu o să există să stai ca și cum au stat în lemn, în lemn, da. Făcea butoaie de fac, dar butoaiele de fac nu erau prea bune, că se coace repede. Stejarul ăla e cel mai specialist pentru butoaie, pentru ținuțuică. No, și aici am două doaje pe care vreau să vă arăt. Cum se cioplește, cum e real. Aceste doge sunt desficate din... Din brad uscat sau din brad verde? Din brad verde. Se taie copacul în păduri, țâlha, cum îi spunem noi. La ce dimensiune vrei să o tai? La 25, la 30 de santi. Ăsta se numește boc. Da. Boc. Și cu bocul ăsta, se creapă odată așa, se despică așa și pe urmă așa, se fac dojele. Da, da, da. Se fac dojele, după care fiecare dogă se cioplește cu mezdreala, asta se numește mezdreala de cioplit.
Ăsta se numește scande. Aici am talpa, asta e cioca. Cioca, deci ridic așa. Ah, și prindeți doaga. Aici pui doaga așa, o prind așa și aici trag cu mezreala. S-o cioplesc. Uitați. Cu partea asta se trage doaga interior. Da. Interior. Da, e deja s-a adâncit aici. Da. Și cu partea asta la altă exteriorul. Și dumneavoastră de unde ați învățat meșteșugul ăsta? Eu, dragul meu, am învățat meseria asta când eram de 12 ani. De 12 ani? De 12 ani. Și acum am 81. Mulți înainte. Mulțumesc. Am învățat-o de la părinți, de la unți. Am învățat să lucrez ciuberile. Dar înainte făceați și ciubere și le vindeați, nu? Da, cum să nu? Eu cunosc toate România, de la Sighetu Mărmate și până la Mangalia. Oh, oh. Am umblat cu cai, cu ciuberi, cu căruța și cu cai, cu tarnița. Dacă așa... Pentru că, când eram eu tânăr, singura soluție de a trăi, de a câștiga până existența vieții era ciubărul și văsăritul. Făceai ciuberii, le puneai în căruță și mergeai cu calul cu căruță câte o săptămână, două, până pe la Jibou, până pe la Baia Mare, pe la Cluj, pe la Derla, până le vindeai și după ce le vindeai ciuberii, le puneai grâu, mălai, bucate și aduceai acasă și pe vale, pe râu, pe unde ați venit dumneavoastră, aveam mori. Piapă. Duceam acolo mărcina și de acolo făcea făină și ne făcea pâine. Nu, dragul meu. Deci v-am arătat. Și asta e gata deja, doaga? Asta e gata. Asta se poate pune pe cerc. Acum vreau să vă demonstrez cum se face un ciubăr. Vedeți? Asta se numește jileu. Eu după ce cioplez dojile, am aici pregătit doji ca să vă arăt cum să face un ciubăr. Uitați. Dojile după ce se taie, după ce se trage pe cu mezreală, ele nu se lipesc, vedeți? Da, da. Observați? Da, da. Eu trebuie să dau cu ele, uite aici așa. Și acum să vă arăt. Da, acum se îmbină, sigur. Vedeți? Da, da. Vedeți? Așa. A, și din aproape în aproape. Așa, da. Ceva ucenici aveți care să învețe meseria de la dumneavoastră, să ducă nu, mai departe? Nu, dragă, nu mai învață nimeni meseria asta, domnul meu, să știți dumneavoastră, și rău că tineretul nu mai învață. Dar niciunul dintre copiii din zona, că am înțeles că sunt copii în zona. Mai sunt copii în tineri. Zona, lăsați-o. Da? A, deja asta. Nu mai lucrează tineretul, nu știu ce să zic. Am înțeles că dumneavoastră le vindeți aici la Ghețar, la turiștii care mai vin. Și am înțeles că fac, nu merge chiar rău. Domnul meu, fac în timpul verii, fac artizanat, ciubăruțe. Da. Ciubăruțe din astea fac linguri, turnicuțe, fac și vara mai câștig și eu. Da, e normal, sigur că da. Ceva bani. Nu mulți, cât așa Dumnezeu. Așa este, dar e un ajutor pentru dumneavoastră. Foarte, foarte bun ajutor. Dar acum să vă întreb dacă va veni copilul meu peste vreo 20-30 de ani aici la Ghețar, o să mai găsească meșteșugari ca dumneata? Nu.
Credeți? Numai noi ca să împiem la vârsta asta de 70-80 ani. Tinerii, dragă, nu mai și nimeni se lucrează. Și oare se va pierde tradiția asta cu butoaie? Cu... E gata pierdută. E gata pierdută, nu mai lucrează nimeni. Și păcat, păcat că dispare această tradiție moșească de aici din Munții Apuseni. Au rezistat în timpuri mai grele decât cele care sunt acum această tradiție. Da. Și acum gata. Da. Cum era înainte cătunul ăsta, Ghețari? Cum când, erați dumneata, când erai dumneata copil? Atunci când eram eu copil, erau aici în cătunul Ghețar patru case. Patru case? Patru case. Și dacă tineretul rămânea aici, tineretul rămânea aici, ar fi poate 100 de case. Deci au plecat. Cum au terminat 8 clase, au plecat pe la Câmpeni, pe la Turda, pe la Oradie, pe la Beiuș, pe la Șei, și am ei copii, toți sunt niște. E viața mai ușoară acolo, cred, au și locuri de muncă. Da, acolo au locuri de muncă și acolo sunt, am undit de 20 și ceva de aici, acolo sunt duși. Da, păcat, domnul meu, vă spun, pe cuvântul meu, păcat din meseria asta că iese. Eu mi-amintesc când eram tânăr și mergeam în țară, duceam ciuberii. Țăranul de la țară cumpăra câte 4-5 ciuberii. Orășanul cumpăra câte un ciubăr sau câte o covată, pentru că când tăia porcul, îl punea în covată sau în ciubăr la sărămură, îl ținea 4 săptămâni, după ce se mora, îl scotea de acolo, îl punea la fum și era clisa foarte bună. Acum ce se întâmplă? Taie porcul, bagă slăniena la congelator, la ladă, da. Și așa că nimai. Asta, domnule, a fost meseria moșului. Nu avem material din ce să mai facem, că pădurea ni s-a tăiat. Am avut pădurii proprii, ni-o luat autostat-o pe timpuri, acum am luat înapoi și pădurea care a fost groasă pentru construcție, ne-o tăiat-o. Și nu mai avem material din ce să facem ciuberii. Bine, dar nu vă lasă să mergeți să vă alegeți câte un lemn, două, că vă ajung un brad, doi, vă ajung pentru, să zic, un an. Ne ajung, dar noi aici, în partea asta, avem o zonă care este interzisă, parc. Bun, și atunci dumneavoastră din ce să faceți asta? Dacă nu vă dă lemnul de care aveți nevoie. Ne dă, dar și unii ne dă, domnul. Acolo sunt la Padiș, acolo avem... Bun, și cu ce să-l aduci dumneata de acolo, la 80 de ani? Cu mașina, cu cai, care ar cai, ne aduc. Da, asta nu mi se pare corect. Ar trebui să aveți o cotă de lemn care să vă permită să faceți astfel de lucruri. Da. Cum ziceați, și tulnice, și butoiașe. Mă despart cu greu de aceste locuri superbe, dar mai ales de oamenii aceștia dârși și cu frica lui Dumnezeu, cum le spunea părintele din Casa de Piatră. Nu vă ascund că m-au necăjit puțin vorbele meșterului Ilisei, cum că meșteșugul pe care l-a păstrat el se va pierde în câțiva ani. E păcat, e mare păcat, dar nutrez speranța că cei care administrează această zonă, cu tot ce înseamnă ea cu atracțiile turistice, vor reuși să păstreze aceste tradiții și mai ales să-i ocrotească pe acești păstrători de tradiții.